Satul Buțeni din raionul Hâncești are o suprafață de 2,3 km², iar perimetrul acestuia este de peste 10 km. Acesta a fost atestat documentar în anul 1436. Dacă cunosc oamenii despre istoria acestei localități, dar și ce personalități s-au născut aici, mergem să-i întrebăm. După câte am auzit, aici erau înainte vreme de mult tare gospodari care se ocupau cu facerea butoailor, buți, se chemau niște butoaie așa mai mici, buți. Ce persoane cunoașteți care s-au născut în Buțeni și au devenit oameni cu renume, au devenit personalități? Anton Bunduche, din prezent mai mulți cunoști, dar mai în vârstă nu prea. Păi, cum știu eu, se făceau buți înainte, ceva legătură cu asta, de nimeni vine transport. Buți, se făceau adică ceva de butoaie. De la început, satul este documentat în toate arhivele documentare până anul 1835 de satul Bațeni, Buțeni, Boțeni. Proveniența denumirii satului de la cuvântul beț, ceea ce înseamnă o noia lungă, subțire. Localitatea Buțeni era una din cele care apărau hotarele țării de invazia popoarelor barbari și foloseau armele. Noi avem în muzeu unele arme care se foloseau, deci este măciuca, este arcul. Pe lângă aceste exponate, istoria localității a fost transmisă și prin viu grai din generație în generație. Primii locuitori ai satului Buțeni care s-au așezat cu traiul, principala ocupație era confecționarea butoaielor. Și de aici a provenit și legenda de la bute, buți, mai multe butoaie buți, și a căpătat denumirea de Buțeni. Dar asta doar este legendă. Deci atestarea documentară și documentele ne demonstrează că provine de la Beț. Se vorbește că localitatea a căzut pradă focului cu 2800 de ani în urmă de către popoarele barbare. Dacă vorbim de primele personalități, nu le cunoaștem, dar ne mândrim că au fost străjeri de strajă la hotarele țării. A fost un băștinaș din localitatea noastră care coincide cu numele de familie actualului primar Ion Harbuz, care era reprezentant al sfatului țării în acea perioadă. Pe lângă personalitățile istorice, de aici au pornit și nume cunoscute ale prezentului. Anton Bunduche a fost directorul școlii anii 1940, care a suportat acele deportări și represiuni din perioada dată. El a fost arestat, dus, dar s-au întors peste ani și copiii au devenit oameni remarcanți. În afară de aceste personalități, noi ne mândrim foarte mult cu Mihai Tașcă, doctor istoric, doctor în drept, Ion Robu, care a fost ex-ambasador în Georgia și Azerbaijan. De asemenea, altă personalitate cu care ne mândrim este fosta chiar a noastră elevă, actuală este Bibol Elena, candidat în științe medicale. O personalitate notorie a satului Buțeni este actorul Ion Grosu. Mai avem un șir de alte personalități cu funcții înalte. Director la Universitate de Educație Fizică Postolache Alexei, Țurcanul Radu, colonel la Academia Militară a Forțelor Armate, Bunduche Andrei, tot colonel la Academia Militară și, desigur, ne mândrim foarte mult cu Bunduche Ion, jurnalist, expert în media. Conform datelor oficiale, în satul Buțeni din raionul Hâncești locuiesc în jur de 3.000 de oameni.